Lăuda să fie în numele Domnului! Am citit această pildă foarte cunoscută pentru noi, pentru că eu cred din toată inima mea că această pildă ne dezvăluie mari adevăruri care se întâmplă deasupra capetelor noastre. Cineva spunea că dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii ăștia fizici să vedem ce bătălii se dă deasupra capetelor noastre, am face toți infart și cred lucrul ăsta. Pentru că n-am mai vedea cerul albastru, l-am vedea verde, l-am vedea negru, domnii, căpetenii, stăpâniri ale răutății care sunt în locurile cerești. Și Domnul Iisus Hristos vine și ne arată ce dragoste există în cer pentru sufletele noastre, ce resurse a pus Dumnezeu din cer pentru noi, ce judecată va fi pentru cei care nu iau seama la cuvintele acestea. Pasajul ăsta vorbește despre lucrarea tainică a Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu a o a lăsat-o pe pământ pentru rodirea vieții noastre ca smochin înaintea lui Dumnezeu. Vreți, ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei. Și așa este. Că este un Dumnezeu îndelung răbdător, plin de bunătate și încet la mânie. Dar să știți că răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, dar nu-i veșnică. Termenii răbdării lui Dumnezeu la un moment dat poate să ajungă la capăt. Și m-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut că, da, Dumnezeu iubește omul, dar există un moment în care Dumnezeu pune stop la răbdarea lui. Mă gândesc la Irod, acel guvernator roman, acel om care a fost sfătuit de Ioan Botezătorul și a spus nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. L-a mustrat pentru toate relele pe care le-a făcut omul acesta. Și Biblia spune că Irod stătea în cumpă, neștiind ce să facă. Îl socotea ca pe un proroc al lui Dumnezeu, se temea de el. Dar n-a luat seama și a tăiat capul. După trei ani de zile, zice Biblia, că s-a bucurat că Iisus Hristos a venit în fața lui. Și când l-a văzut pe Iisus Hristos, i-a pus o sumedenie de întrebări. Dar Biblia spune că Iisus Hristos nu i-a răspuns nimic. De ce nu i-a răspuns Creatorul nimic când omul punea întrebări? Și de ce? I-a trecut vremea cercetării. A avut un har extraordinar prin care Dumnezeu i-a vorbit prin Ioan Botezătorul. Și pentru că întotdeauna a fost un gică contra și n-a vrut să aducă roșii, n-a vrut să se pocăiască, Cerea lui Hristos în fața lui este un semn de judecată în care Dumnezeu pur și simplu îi spune, gata, Irod, ți s-a terminat harul. Și să știți că lucrul ăsta ar trebui să ne sperie. Da, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu e dragoste. Dar să știți că dacă nu luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu chiar poate să tacă și să ne lase într-o împietire a inimii noastre. Mă gândesc la Faraon, unde Biblia spune Ieremia 46 cu 17. Strig acolo, Ieremio, ce să strigi? Faraon împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. Dar de ce a ajuns un pustiu? Și acum ascultați, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. I-a vorbit Dumnezeu și lui Faraon acesta, prin atâtea minuni, zece semne, care i-a lăsat Dumnezeu în țara lui. Și măcar că a văzut slava lui Dumnezeu, măcar că i-a luat fiecare idol la o parte și a arătat că e mai tare ca și el. Omul ăsta tot nu s-a smerit. Și zice Biblia, i-a trecut clipa potrivită și îmi dau seama că Dumnezeu ne vorbește cât într-un fel, cât în altul. Și există o răbdare îndelungă a lui Dumnezeu. Dar răbdarea asta nu e veșnică. Și asta ar trebui să mă facă să spun Doamne, Dumnezeule, cercetează-mă, Doamne. Vezi dacă sunt pe o calerea și ne sunt pe o calerea, Doamne. Pune-mă pe calea veșniciei. Mă gândesc la... Pavel, cum spunea în 1 Tesalonicen 2 cu 15 și 16, Biblia spune așa, iudeii ăștia au omorât pe Domnul Iisus pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu, sunt vrășmași tuturor oamenilor. Și acum ascultați, că și ne opresc să vorbim neamurile să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Adică Dumnezeu te lasă, te lasă, te lasă, te lasă, te lasă, te lasă. Și când ai pus vârf păcatelor, zice Biblia, nu mai există răbdare. i ajuns mânia lui Dumnezeu. Și frați și surori, versetele astea ar trebui să arunci un pic teroare noi. Că dacă abuzăm de bunătatea lui Dumnezeu, tot mai mult și mai mult și mai mult, domenii în care nu vrei să te pocăiești, ești încăpățânat într-un domeniu în care Domnul ți-a vorbit, Și ce să faci? Să cazi cu fața la pământ să spui, Doamne, mulțumesc că bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință. Doamne, nu mânia ta mă îndeamnă la pocăință, ci bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință. Slăvi să fie numele Domnului. Pasajul acesta ne vorbește despre răbdarea vierului cu acest mochin. Parcă a venit ca un răspuns direct la textul de mai sus, în care Biblia spune că ucenicii au spus, Doamne, ai auzit cum Pilat a amestecat sângele galileenilor cu sângele uh, jerfelor? Ai auzit, Doamne, cum au căzut un turn peste 18 persoane și au murit? O, îți dai seama! Și Iisus spune așa, credeți că eu au fost mai păcătoși ca și voi? Credeți asta? Să nu cumva să credeți că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Faptul că Dumnezeu nu s-a judecat cu tine, cu alte cuvinte, este pentru că tu ești într-un sezon extins al Harului. Pentru că Vieru a zis, mai las un an. Nu că nu putea Dumnezeu să judece, ci o răbdare extraordinară pe care Dumnezeu o are cu tine și o are cu mine, lăuda să fie Domnul. Și acesta este adevărul, frați și surori. Noi... Țara noastră românească, să știți că este într-un sezon extins al Harului. Este în acel an de îndurare. Casa vecinului arde, Ucraina, de 2 ani de zile. Și noi suntem aici și avem pace și liniște și libertate. Spuneți-mi, este ăsta un har din partea lui Dumnezeu? Să știți că pentru tot harul care ne-l dă Dumnezeu și pentru extinderea harului care ne-l dă Dumnezeu, să știți că noi vom fi mai responsabili decât alte țări. Faptul că ești într-o țară cu 8 Biblii pe cap de locuitor, este ăsta harul extins al lui Dumnezeu? ce Biblia nu, 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 spune că, Doamne, cum au murit Deci Biblia nu ești mai bun ca ei. Faptul că în seara asta ești aici și nu ești în pământ, este pentru că harul Dumnezeu a fost mare față de tine. Și Biblia spune, harul ăsta ce face? Mă îndeamnă ce să fac? Să o rup atunci cu păgânătatea. Pentru că dacă stau într-un păcat și tot mă duc și zic, că Domnul e bun și iartă, și crezi că Domnul îți da așa un uh, timp așa preferențial, că tu ești cu tare și cu tare, ascultă-mă. Te apropii de o linie roșie, invizibilă, pe care tu nu știi. Și tot te apropii, și tot te apropii. Și când ai trecut de linia aceea roșie, care numai Dumnezeu știe, nu mai poți să te pocăiești înapoi. Ai trecut de vremea cercetării și pur și simplu nu mai vrei să vrei, nu mai ai lacrimi, nu te mai doare. De ce? Pentru că ai trecut de acea zonă în care Dumnezeu spune, până aici a fost răbdarea mea. Și în seara asta aș vrea fiecare dintre noi să luăm seama la bunătatea lui Dumnezeu. Să spun, Doamne Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc, Doamne. Vreau, Doamne, să aduc rot pentru Tine. Dacă nu mai ai tăiat și n-ai intrat la judecată cu robul tău, nu este pentru că sunt mai grozav ca alții, ci pentru că Marele Vier, Hristos, mișlocitor, a zis, mai lasă-l, da, 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 dacă da va aduce rod. Și asta este harul și este bunătatea lui Dumnezeu, binecuvântat și onorat să fie numele Domnului. Amin, Amin frați și sorori? Cum explicăm pilda asta? Zice Biblia așa, el a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin. Cine este omul? Dumnezeu proprietarul. Și ce Biblia? Un om avea un smochin în via sa. Cine este smochinul? Poporul Israel. Via ce este? Lumea întreagă. În lumea asta întreagă Dumnezeu și-a ales să-și planteze un smochin, un popor, care i-a dat legi, i-a dat patriarch, i-a dat porunci și prin smochinul ăsta Israel, Dumnezeu a vrut să-și arate toată slava în via lumea acesteia. E, e cumva neobișnuit, nu? Să vezi o vie și într-o vie să vezi un pom. De obicei? nu? Și la țară. Când vezi un deal cu vie, păi nu mai vezi pomi acolo. Dar uitați-vă la harul și la voința liberă pe care Dumnezeu și-o poate exercita. El vrea pur și simplu într-o vie să pună un pom. De ce? Așa vrea el. E suveran. Și dintre toate familiile pământului, Dumnezeu a găsit un popor. Și anume smochinul ăsta pe nume Israel. Cu ce scop? Să-și arate slava, să-și arate gloria prin poporul acesta. Și Biblia spune în felul următor, a venit în viața sa unde era smochinul și a venit să caute rod în el, spune Biblia. Și n-a găsit. N-a găsit. Era o așteptare justă din partea proprietarului. Că după ce a investit în smochinul ăsta și a dat sol bun, i-a dat fertilizant, i-a dat cele mai bune condiții, era o dorință justă din partea stăpânului să vadă și să, să, vadă și să găsească rod acolo. Și să știți că Dumnezeu ne inspectează pe noi. Smochinul ăla acum suntem noi, biserica. Suntem noi, suma celor mântuiți. Și să știți că Dumnezeu are dreptul să vină după ani de zile de pocăință, în care Dumnezeu ne-a făcut să auzim mii de predici în viața asta. Și am avut prorocii din partea lui Dumnezeu și avem Biblie și așa mai departe. Să știți că Marele Stăpân Dumnezeu are dreptul să dea toate frunzele la o, la o parte, toate programele noastre și îmbrăcămintea noastră pioasă și tot ce vrei tu, are dreptul să le dea la o parte și să vadă dacă există rod Domnul are dreptul să-și inspecteze copiii, să vadă. După atâția ani, se vede măcar un pic de pocăință. Are Dumnezeu dreptul să se uite la noi și să, și să ne cerceteze, să vadă dacă avem rod, da sau nu? Vă aduceți aminte de Isus Hristos care s-a dus în Asia Mică, în Turcia, și s-a inspectat cele șapte biserici? La cinci din șapte biserici, Isus le-a zis așa: pocăiește-te, pocăiește-te. Mă apropii de tine, văd zice, că îți merge numele, văd că ai programe, că ești bogat, tararam. Numai sisteme de astea frumoase, dar ce când mă uit, zice, văd că nu-i ce trebuie. Zice, pocăiește-te. Tu zici că sunt ok, că mă descurc, că nu știu ce zice Biblia și nu știu că ești ticălos. Sărac, orb și gol. Și te sfătuiesc să cumperi de la mine. Iată-l pe Hristos cum își inspectează. Se apropie de cei șapte smochini, de biserica lui și vrea să vadă rod. Și să știți că atunci când marele stăpân zice, nu știi că ești ticălos. Eu cred că e un cuvânt foarte greu. Să-i spui cumva ticălosule. Este e un cuvânt greu. Și uite-te, Hristos în înviat, cum se apropie de smochinii din Turcia, care n-au vrut nici cum să se pocăiască. De aceea, la ora actuală, în loc să avem 80 de milioane de creștini în Turcia, avem 80 de milioane de musulmani, pentru că cinci biserici au ales să nu se pocăiască. Și Domnul Isus a zis, îmi iau sfeșnicul. Și-a luat Hristos prezența, și-a luat. Și în loc ca să avem creștini acolo, prezența lui Hristos a luat și a venit blestemul islamului. De ce smochinul ăsta n-a adus rod? De ce poporul Israel s-a încăpățânat și n-a vrut să aducă rod? Pentru că oamenii ăștia au crezut că ei sunt popor ales al lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Avram. Suntem copiii lui Avram. Dumnezeu ne tratează preferențial. Avem noi sistemele noastre cu jerfe, cu totul. Pare totul că e religios. Și a venit Ioan Botezătorul, dacă vă aduceți aminte, și le-a bulversat toată teologia lor și le-a zis așa, nu vă lăudați în inima voastră spunând că sunteți copii al lui Avram. Nu vă lăudați cu asta? Că dacă un pom n-aduce rod, să știți că secura a fost și înfiptă la rădăcina pomului. Nu te lăuda că noi nu suntem ca și căței ăia, ca și neamurile astea neteate. Noi suntem copiii lui Avram, noi avem legea, patriarh, legăminte, noi de Biblia? Gata e cu ipocrizia, gata de a cu Dumnezeu. Trebuie să aduci rod pentru Dumnezeu. Pentru că, zice Biblia, judecata deja e chiar, chiar la rădăcină. Și dacă n-a rod, degeaba te lau și spui cine tata, cine mama, ce biserică, că mai știu eu ce. Domnul se uită te individual și vrea să vadă rodul pocăinței. Și cred că cea mai mare criză în bisericile noastre, așa cum am spus de multe ori, nu este criza de predicator. Avem predicatori buni și foarte buni. Avem cântăreți de toate soiurile. Cea mai mare criză este criza de rod, este criza de integritate. Și Dumnezeu se uită în viața noastră și zice: Nu, nu te lăuda. Judecata lui Dumnezeu este iminentă. Dacă Dumnezeu nu s-a judecat cu noi, este că Domnul ne a mai dat încă un sezon de har în care așteaptă să ne întoarcem și să ne facem curat în viață, să, ne, să avem un detox spiritual în viața noastră. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Lăudați să fie în numele Domnului. O să nu mai vorbim de Isus Hristos care cu adevărat a fost și mai dur decât Ioan Botezătorul. S-a uitat la poporul ăsta care se credea pe val. Ei sunt smochini, ei sunt aleși din toată via, ei sunt poporul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos se uită și zice, șerpi, nebun și orbi, ce sunteți? Să imaginezi că Iisus spune așa, voi spălați partea de afară, dar când mă uit să văd rod, e mizerie acolo. Și Iisus Hristos îi mustră. Și Iisus Hristos le arată starea lor. de toate frunzele la o parte și se uită să vadă dacă e calitatea vieții. Și zice, nu e calitatea vieții. Nu-i pocăință, nu-s lacrimi, nu-i părere de rău, îi ură, răutate. Voi dați 10 din izmă și mărar. Tu crezi că îl poți cumpăra pe Dumnezeu cu banii tăi, cu alte cuvinte? Bunătate voiesc. Și pe astea să nu le lăsați nefăcute. Și când Dumnezeu vede lucrurile astea, Dumnezeu, zice Biblia, s-a mâniat. Frați și sorori, dragi prieteni care suntem aici, Domnul Iisus Hristos are dreptul să ne inspecteze în seara asta. După atâția ani de cântat în cor și de predicat și de venit la biserică 40 de ani de zile, să știți că există un moment în care marele proprietar, de ce s-a dus să vadă, s-a dus să vadă după atâta nutrienți, după atâta fertilizant, după atâta cea, a, a, cum au oxigenat rădăcinile, ba, e mai aduce rod, bă, se pocăiește și a făcut inima moale. Dacă în seara asta ești aici și vezi că nu aduci rod pentru Dumnezeu, ci ești un simplu consumerist de programe, în seara asta să spui, Doamne, e o vreme de har, dacă nu mai tăiat și sunt în viață, Doamne, e mila Ta, Doamne. Aleg, Doamne, să mă pocăiesc înaintea Ta, lăudați și măriți să fie în numele Domnului. Uitați-vă cum s-a, ce a vorbit Iisus cu Nicodim. Vă aduceți aminte Nicodim? Omul ăsta cu statură în poporul Israel. Învățător renumit, Gamaliel, nu? Și Iisus se uită la el și îl bulversează și zice, Nicodime, tu în stare asta, tu nu ești calificat să intri în împărăția lui Dumnezeu. Tu ești un mor spiritual. Tu ești un cadavru spiritual. Nicodime, tu trebuie să te naști din nou. Pentru nu te naști din nou. Degeaba ști Biblia, degeaba ai sisteme și nu știu ce și ești recunoscut. Nicodime, trebuie să te naști din nou. Adică trebuie să se vadă rod. Trebuie să ai o întâlnire personală cu Isus Hristos. Și în seara asta, dacă nu te-ai întâlnit personal cu Domnul Isus Hristos și nu ți-ai dat viața lui Isus Hristos, să spui, Doamne, Dumnezeule, renunța religia mea, Doamne, îl vreau pe Isus Hristos, Doamne, Vreau să mă naști din nou și să aduc rod pentru tine. Și rodul să rămână lăudat și binecuvântat să fie în numele Domnului. Amin? Deci iată cum Iisus Hristos spune, nu, nu crede că am un sistem preferențial pentru tine. Domnul de dă toate la o parte și vrea să vadă rod, rod pentru el. Mai este un lucru foarte interesant. Deci un om avea un smochin în viața și a venit să caute rod în el. Adică n-a zis stăpânul, auzi, angajatul, hai du-te să vezi mochinul la are rost sau... Nu, zice Biblia. Și asta trebuie să o iei ca onoare. Stăpânul a venit să caute. Se apropie stăpânul. Te vizitează stăpânul. Trebuie să fii pregătit. Te vizitează stăpânul însuși. Imaginează-ți cum ar fi biserica asta aici, să fim o mie de oameni și să vină un proroc. Și nici nu știi că e proroc. Și din toată mulțimea. Tu știi buba ta sub braț și în talpă, numai tu cu Dumnezeu știi. Și din toată mulțimea aia, să vină Domnul și să, 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 vină prorocul ăla și să pună mâna pe tine dintre toți. Într-o seară să-ți vorbească numai ție și să -ți zică așa -ți vorbește Domnul și să fi ca la remene, să spună totul despre tine. Nu ți s-ar face pielea așa? Dintre m dintre toți, ales pe mine! Un om a sădit și stăpânul a venit. Ți imaginezi ce onoare! Ce reverență ar trebui să ai? Ce pregătire ar trebui să ai? De ce? Vine Domnul. Domnul vorbește. Domnul, Domnul caută rod. Și în seara asta să spui, Doamne, cercetează-mă, Doamne. Vezi dacă sunt pe o calerea și de sunt pe o calerea, Doamne. Pune-mă pe calea veșniciei. Lăudat și onorat să fie numele Domnului. Amin. Pentru că zice Biblia, în Isaia, capitolul 5, după ce Dumnezeu dă mijloace ale Harului, Isaia, capitolul 5, versetul 1, zice Biblia așa, Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea meu despre via lui. Prea meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el visele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei, a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, nu? Dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar zice Domnul, locuitora Ierusalimului, bărbați lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face vie mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut de struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune acum ce voi face vie mele. Îi voi smulge gardul să fie păscute de vite, îi voi surpa zidul să fie călcat în picioare, o voi pusti, nu va mai fi curățată, ni săpată, spin și mărăcini vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Îi voi retrage toate mijloacele harului, pentru că i-am dat mult, și am văzut că și-a bătut joc de, cap de, capital. Am așteptat, da, dacă va aduce rod. Și am să poruncesc norilor să nu mai ploaie. Și am să-mi iau în mijloacele harului. De ce? Pentru că nu a dat -o rodul dorit. Versetul 7. Via Domnului este casa lui Israel. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare, de deci ce Biblia. Să știți, frași și surori, frații, lucrurile astea ar trebui să, să arunci un pic teroare în noi. Noi aici în vest suntem foarte bine cuvântați. Și mă tem să nu ne prea obișnuim cu atâtea mijloacele Harului. Să spunem, e ok, ei ok, ei ok. Și Biblia ce dacă n-a rost, spune Biblia, Domnul poate să poruncească norilor să nu mai ploie. să devii ca un bolovan, să vii la casa lui Dumnezeu, să nu mai poți să plângi în rugăciune, să nu mai simți prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul a zis, toate mijloacele Harului să fie luate. Pentru că am așteptat ani de zile și n-a vrut să se pocăiască. În seara asta spune, Doamne, cercetează-mă. Tu știi, Doamne, inima mea, Doamne, există răutate. Spune, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc de ea, Doamne. De există duc de lecomie. De există încăpățânare care nu iert, nu iert, nu iert. Să spui, Doamne, aleg să iert, Doamne, Dumnezeule. Doamne, vreau să mă pocăiesc înaintea Ta. Vedeți, noi trăim într-o vreme în care toată lumea face detox toate toxinele cum să iasă, sarea mară, aloe vera, dotera, herbă live. Ok, nimic rău în așa ceva. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă pentru trupul ăsta ne îngrijim și vrem să fim sănătoși, spuneți-mi, pentru sufletul ăsta ar trebui să avem un detox. Știind că stăpânul se apropie și îți va vizita smochinul vieții tale, în care ai investit nutrienți și așteaptă rod, e o așteptare justă, nu? El nu numai că ți-a spus adu rod, el ți-a dat toate mijloacele ca tu să poți să rod. Spuneți-mi, bărbați al lui Iuda, vița lui Iuda, ar trebui poate să ne retragem două, trei zile într-o cameră de hotel numai noi cu Dumnezeu, cu Biblia și eventual cu o carte de lui Leonard Ravenhill și Tozer și să stai trei zile în post și rugăciune și să spui, Doamne Dumnezeule, nu mai sunt ceea ce am fost acum 10-20 de ani de zile. Doamne, stau înaintea ta și să iei o foaie albă și să încep să-ți notez toate toxinele, toate păcatele. Să spui, Doamne, vreau să renunț la asta prin harul tău. Vreau să stau cu capul în scripturi. Vreau să-mi fac curat în viață, Doamne. Că atunci când te vei apropia, Doamne, de, de smochinul vieții mele, vreau să mă vezi curat și să aduc rot pentru tine. Nu mai vreau să fiu un papagal, Doamne. Nu mai vreau să mă duc din inerție la biserică. Doamne, vreau puterea ta peste viața mea, Doamne. Și să intri într-o cercetare profundă înaintea lui Dumnezeu. Oare de câți bărbați și femei în această seară poate să spune Dumnezeu, ca despre poporul Israel? În plângerul Ieremia 4:1, Biblia spune așa: Vai cum s-a negrit aurul! Și cum s-a schimbat aurul cel curat! Vai cum s-a înnegrit aurul! O, fratele ăla, sora aia! Domne, când se ruga, când vorbea, când... domne, parcă electriza biserica! Vai cum s-a negrit! Vai cum s-a negrit! Și spui, Doamne, curăță-mă de orice funingine, Doamne! Fă-mi un detox spiritual, Doamne! Că atunci când mă vizitezi, Doamne, să vezi rodul meu, Doamne, să vezi, Doamne, că am rod bogat pentru Tine, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Ascultați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 6. Vrei capitolul 6, versetul 7, Biblia spune așa. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, și rodește o iarbă folositoare celor care este lucrat. Capătă? Binecuvântarea? Zice stare. Da. Și acum versetul 8. Dar dacă pământul ăla peste care a venit ploaie adesea pe el și vorbiri din partea lui Dumnezeu, când într-un fel, cât în altul, și binecuvântarea lui Dumnezeu a fost peste el, și în loc să aducă grâu, aduce spini și mărăcini. Deci Biblia este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Frați și strori, vă produce versetele astea un pic de teroare. Pregătindu-mă pentru acest mesaj, ascultați ce spune un comentator biblic. Această parabolă ar trebui să arunce groază noi. Că dacă stăm în ignoranță când Dumnezeu ne vizitează și disprețuim bogățiile Harului și continuăm în, încăpățânare și în păcat, atunci aceste avantajele Harului sunt luate de la noi. Timpul de Har se sfârșește. Termenii răbdării lui Dumnezeu ajunge la capăt. Duhul Sfânt este întristat. Este provocat să se depărteze. Și omul este lăsat în împietrirea inimii lui, după care pocăința devine imposibilă. Îl înțelegi pe David că cea mai mare frică lui David nu că își pierde coroana, ci cea mai mare frică lui David a fost asta. Doamne, nu lua de la mine Tot acesta. I-am tot ce vrei, Doamne. Și i-a spus asta Domnului. I-am dacă vrei sănătatea. I-am ce vrei. Dar nu la prezența ta. Nu vreau lipsa lui Dumnezeu. Mai bine mor. Oare? Știți? Îmi place ce o zis Martin o. Jones. O zis când copiii lui Dumnezeu păcătuiesc. Ei nu păcătuiesc împotriva legii lui Dumnezeu. Ei păcătuiesc împotriva unei relații pline de iubire. Eu nu vreau să nu păcătuiesc, eu nu vreau să uh, refuz păcatul, oh, să nu calc legea lui Dumnezeu. Nu. Eu vreau să nu păcătuiesc. Pentru că nu vreau să ofensez o persoană atât de iubibilă. O persoană care m-a iubit și s-a dat pe sine de dragul lui, nu, nici măcar de frica iadului. Pretenia cu El să fie cea mai importantă și orice atentat care este împotriva preteniei mele cu Dumnezeu să dau la o parte. De ce? Vreau să văd fața Lui. Frați și surori, ne rugăm ca Domnul să ne cerceteze. Amin. Și dacă ești un smochind care stai într-o încăpățânare și nu aduci rod, să fie seara în care să spui, Doamne, îți mulțumesc că sunt într-un sezon extins al Harului și vreau să mă pocăiesc, Doamne, să aduc rod pentru Tine. Amin? Deci iată răutatea sau încăpățânarea smochinului. Hai să vedem bunătatea lui Dumnezeu mai departe. Deci Biblia așa, versetul 6. Un om avea un smochin în viața sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și atunci a zis vierul, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta. Unii spun că cei trei ani de zile sunt de fapt anii de activitate a lui Mesia pe pământ. Și că Dumnezeu s-a că după atâta minuni cât, cât a făcut Isus, după predici electrizante, după puterea lui Dumnezeu, după faptul că a zis, cine mă poate dovedi că am păcat? E clar, era Messi acolo, s aștepta ca Israelul în sfârșit să se pocăiască. Și l-a lăsat trei ani de zile, adică activitatea lui Isus. Și când a văzut că nimic nu i-a mișcat și a, au rămas tot înțepeniți. O zis, domnul, taie Ce rol? Ce să mai fac vii mele? L-am trimis pe fiul meu. Alții spun că cei trei ani de zile înseamnă trei perioade de timp. Perioada legii, Moise, perioada prorocilor, Ilie și ceilalți proroci, și perioada Harului, Iisus Hristos, trei perioade de timp. Adică Iisus Hristos a uitat la poporul ăsta, Israel, și de la Moise și până la Hristos. Domnul tu -a trimis proroci? Cum zice Evrei 1 cu trei? după ce ne-a vorbit în vechime prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, tot le-a vorbit Dumnezeu, Moise proroci, la sfârșitul acestor vremuri, 1 cu unu. La sfârșitul acestor vremuri, deci Biblia, ne-a vorbit prin cine? Prin cine? Versetul 2. Prin Fiul. După ce Dumnezeu vorbește 1500 de ani, trei, trei perioade de timp, vorbește prin Fiul. Și zice Biblia și proprietarul au zis, bă, ăștia nu au nici prin Moise, nici prin proroci. L-am trimis pe Fiul meu. Și acum ce să mai fac smochinului? Decât să fie tăiat. Dar ca să vedeți bunătatea mai mare a lui Dumnezeu cu privire la smochin, Vă să întoarceți cu mine la Levitic, capitolul 19, versetul 23, Biblia spune așa. Când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pom roditori, roadele lor să le priviți ca în prejur timp de trei ani. Și timp de trei ani să fie netăiate pentru voi și să nu mâncați din ele. Deci ai pus un pom trei ani, nu te atingi. Versetul 24. În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului. Deci nici al patrulea nu e tău. Trei, nu sunt tale. Al patrulea, le duci la templu, sa Domnului. Și abia în al cincilea an să mâncați din roade. Deci, stăpânul s-a apropiat să caute rod în el. Când s-a apropiat? După șapte ani, trei ani, n-avea voie. Al patrulea an era dat Domnului. Și-o mai aștepta trei ani în care pentru el voia rod. Câți ani a așteptat Dumnezeu? Zice, stare. Șapte ani. Este asta o imagine plastică. Că Dumnezeu tratează păcătoșii cu multe oportunități de har și de pocăință. Da sau nu? Că Dumnezeu când păcătuiești, nu o luat imediat joardă la tine și zice ca Ninive. Zice, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Acum, sincer, eu nu cred că Dumnezeu vrea să nimicească. Dacă vrea să nimicească din prima, rapid. Dar când încă 40 de ani de zile, cu alte cuvinte, astea au fost zile de har. Da, dacă cumva, în zilele astea. Da, da dacă cumva. Și Ninive ce a făcut? S-a pocăit. Pentru că Dumnezeu aștepta ca poporul ăsta cu adevărat să intre în cercetare. Și în seara asta suntem aici. Noi de noi. Life care urmărești. Să te pleci înainte al Dumnezeu să spui, Doamne, îți pocăi de atâția ani, Doamne. Dar, Doamne, Tu vezi viața mea, Tu vezi starea mea, Tu vezi totul, Doamne. Doamne, Dumnezeule, atâta răbdare, atâta bunătate arăta față de mine. Marele proprietar Dumnezeu are milă de smochin și așteaptă an după an și an după an și an după an și așteaptă să aducă rod. Dar la un moment dat, spune Biblia, răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capă și a zis, ce folos, nu are rost, numai ocupă terenul degeaba, zice. Investiția mea a fost nulă, ce să fac? Tai el, zice. Și uitați-vă acum la bunătatea vierului, care este Hristos, grădinarul. Versetul 8. Doamne, a răspuns vierul. Mai lasă și anul acesta. Când citesc versetul ăsta, mă gândesc la următorul lucru. Că vierul Hristos era de acord cu rigurozitatea Tatălui. Nu zice, știi ceva, ăsta nu-l tai, nu. E adevărat, Doamne. Mânia ta e justă, Doamne. E justificată, Doamne. Ai dreptate. Adică, văd unitatea în esență între tatăl și fiul. Ei niciodată nu s-au certat. Da, Doamne, ai dreptate, așa-i. L-ai lăsat mulți, mulți ani de zile. E drept, Doamne, să intri la judecată cu el. Dar acum, ascultați. Dar zice, Vierul mai lasă și anul acesta. Mai lasă. Și am să-l sap în jur, de jur-împrejur. în și am să-i oxigenez rădăcinile și am să pun nutrienți și fertilizant și am să-i pun gunoi la rădăcine și am să-i creez mijloacele harului și am să-i vorbesc într-un mod supranatural să înțeleagă că sunt lângă el și versetul 90. și poate poate că de acum înainte va aduce rod dar dacă nu îl vei tăia, zice bunătatea proprietarului bunătatea lui Dumnezeu dar uite de bunătatea Lui Hristos. Mai lasă-L, versetul 8, mai lasă și anul acesta. Niciodată n-am crezut că anul acela înseamnă 365 de zile. Niciodată n-am crezut. Și eu vă spun asta de experiență. Că Domnul a fost bun, prea bunul meu Dumnezeu, cum zice David, cu mine. Și-a avut cu mine. Niciodată n-am crezut. Și vă spun de ce nu cred că se referă la un an acolo. Pentru că Iisus Hristos era în drum spre cruce. Și au zis, mai lasă smochinul ăsta, nu-l prăpădi, Doamne, acum. Și cât a durat până când a venit Titus, generalul roman? Și au zis, nu va rămânea piatră pe piatră. Câți ani a durat de la răstignire până la venirea lui Titus roman, când Dumnezeu s-a judecat cu smochinul și l-a arat cu, cu plugul și n-a rămas piatră pe piatră? Câți ani a durat? Încă 40 de ani. În anul 70 a venit Titus roman și l-a făcut una cu pământul. Și ce-o zis Vierul, Hristos? E adevărat, Doamne. Trei ani de activitate mesianică. nu vine să cred că nu mă recunosc ca mesie. E vorbit 1500 de ani prin proroci în multe rânduri. Doamne, atâta de bună ai fost. Ai dreptate, Doamne. Dar mai lasă-l încă un sezon de 40 de ani de zile. Mai lasă Doamne. Și în ăștia patru ani... 40 de ani de zile, am să plantez o biserică în inima Ierusalimului și am să pun cei mai tari apostoli acolo și o să se facă semne și minuni și o să fie o putere a Duhului Sfânt și predicare extraordinară. Da dacă! Da dacă poporul ăsta va ieși din încăpățânare și mă va recunoaște. Mai lasă-l, Doamne! Și în seara asta ești aici, într-un sezon extins al Harului, nu de un an de zile. Ce anul ăla la tine poate înseamnă 15 ani, 20 de ani, 5 ani. Și Domnul tot așteaptă și zice, mă, nu vrei tu cumva să te pocăiești? Nu, 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 vrei să, să lași chestia aia? Nu vrei să renunți la păcatul ăla? Nu vrei să-ți faci inima mică? Spuneți-mi, a fost Dumnezeu bun cu noi și anul ăsta? Până la vârsta asta ne-a lăsat vieru. Am mișlocit Hristos înaintea Tatălui pentru noi? Da sau nu? Și cred că în seara asta faptul că ești aici, este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Dacă Dumnezeu termina cu tine, nu te făcea să auzi acum cuvintele astea. Era în altă parte. Ci vierul te-a făcut să auzi cuvintele astea că te iubește. Și mai vrea să-ți dea tratament special la rădăcină. Să te sape, să pună nutrienți special, ca să aduci rod pentru Dumnezeu. Ca Tatăl să fie proslăvit. Care sunt tratamentele speciale pe care Dumnezeu le pune la rădăcina copiilor săi. Asta și m-am gândit așa în dreptul meu și la fiecare. Ce spun eu în dreptul meu și în drept la fiecare? Să știi că faptul că te-ai născut în România și nu te-ai născut în Corea de Nord e un tratament special. Nu tu ți-ai ales țara nici părinții, ci Dumnezeu a vrut ca de mic să fie expus la Evanghelie și să auzi de numele de Hristos. E un har special asta. E un har. Că Dumnezeu te-a vrut să fii parte din numărul celor aleși. Îi ăsta harul lui Dumnezeu peste viața ta? Faptul că ai opt Biblii pe cap de locuitor în România. Îi har că ai Biblie, pâinea lui Dumnezeu în casă. Îi harul lui Dumnezeu? Faptul că ai acces la YouTube, nu ca în unele țări comuniste, în care poți să predici, nu ai nimic restricție. Și cântări creștine. Îi ăsta harul lui Dumnezeu? Să aduce aminte de prorocia în care Dumnezeu ți-a vorbit și a mi-a vorbit Domnul. Ăsta a fost un harul lui Dumnezeu din partea lui pentru tine și ți-a dat cu alte cuvinte un imbold să te ridici să mergi înainte. Este un tratament special, da sau nu? Dar ți-a aduce aminte, frate, când erai în cursa păsărarului. Era într-o încercare atât de grozavă și marele păsărar satana te -a, -a, a pus, acolo în cursă și când gata, gata, a fost să-ți prindă sufletul să fie al lui pentru totdeauna. A venit Marele Anonim Dumnezeu. Și cu forfecă. Lațul s-a rupt. Într-un mod miraculos. Și tu ai scăpat. Și ești în casa lui Dumnezeu. Și ești cu fața sus. Pentru că ai văzut mâna lui Dumnezeu în viața ta. Și păsărarul, diavolul, a rămas de rușine. Și lațul s-a rupt. Este asta un semn că Marele Vier, Grădinar, a fost de partea ta. Și zice Biblia, tu, tu nu vezi? Tu chiar nu vezi izbăvirile providențiale, miraculoase în care ai spus în inima ta, aici numai mâna lui Dumnezeu a fost. Dacă nu, mă prăbușam. Știi ce înseamnă asta? Nutrienți. La rădăcină. Și și Biblia mai lasă, dacă își va da seama cumva că pe urmele lui și că-l iubesc. Ca o mamă cu o inimă sângerândă și zice nu, nu mai știu ce să fac cu pruncul meu, am mult bat, îl duc la McDonald's, fac orice cu el, frate Gabi, mai vorbește tu, eu nu mai știu, albesc pe loc, nu mai știu ce să fac. El e în pericol și nici nu dă seama măcar. Da, 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 dacă pe buza prăpastiei se va întoarce cumva să nu-mi pierd puiul. Deci îl văd pe Dumnezeu cu o inimă sângerândă, cu o inimă îndurerată pentru copilul lui în care a investit. Vezi tu lucrul ăsta? Văd eu lucrul ăsta care mă îndeamnă să mă pocăiesc, să aduc roadele pocăinței în viața mea? Și a mai făcut ceva vierul. Ceea ce niciun vier pe planeta asta nu face și nu va face vreodată. Grădinarul acesta, vierul Iisus Hristos, a iubit atât de mult smochinul, încât a spus, mă duc să mor pentru el. Atât de mult iubesc pe Gabi, atât de mult iubesc smochinul meu, încât mă duc să mor. Și prin moartea mea se va procura o substanță care va omorâ toți microbii sângele meu care poate să cureți orice păcat. Și poate să-i dea viață și poate să le libereze. Și dintr-un smochin cronic și irecuperabil. Și diavolul îi spune lui că nu se mai poate, totul e pierdut. Prin moartea și prin jertfa mea, voi lua păcatele, voi lua bolile, voi lua neputințele și dacă, dacă, va vedea dragostea mea și sângele meu și va accesa puterea sângelui meu, îl voi curăța de orice omidă, de orice păcat și va duce și va înflori înapoi pentru mine. Și sufletul meu se va înviora când va vedea rodul muncii sufletului lui. Spuneți-mi, frați și surori, ce putea să facă Hristos mai mult pentru noi? Ce putea să facă grădinarul mai mult? Pe mine mă topește moartea lui Hristos. Atât de mult m-a iubit vierul Hristos, încât a stat pe un stejar, pentru mine smochinul, cronic, Iremediabil. Ca să-mi dea viață. Să-mi dea putere. Să mă ridic. Și să pot să spun, eram în groapa pe irii, dar tu m-ai scos din groapa pe mi-ai pus picioarele pe stâncă, mi-ai pus-o în gură, o cântare nouă. Mulți vor vedea lucrul acesta și se vor bucura. frați și surori, să iubim pe Iisus Hristos. Că Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump pe Domnul Isus ca să ne vindece bolile noastre spirituale, cronice? Și așteaptă doar atât, să venim în fața Lui, să stăm cu fața în nisip, să spun, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, tu în fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o vierule, grădinarule, care ai murit pentru mine, eu vin, eu vin. Și seara asta este o seară de har pentru fiecare dintre noi. Indiferent de boala cronică spirituală care o ai, dacă ești aici în viață, să știi că Dumnezeu te-a păzit, pentru că diavolul te spulbera de mult. Dar faptul că ești aici este că Domnul te iubește. Grădinarul te iubește. Și ți-o mai extins sezonul Harului și a zis, da, da, dacă, da dacă va aduce rod. Versetul 9 este extraordinar cum se încheie această pildă, fascinantă. Spune așa, Haideți să citim cu toții. Și poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, Știi ce îmi place? Cum termine Isus? Nu termine într-un mod fatalist. Taie-l! Nu! E o concluzie deschisă. Poate. Adică îți spune mingea la tine în teren. Oare ce o să faci? Poate. Oare, oare conștiința lui se va trezi? Mesajul ăsta este un fertilizant, un mod în care Dumnezeu ți-a pus ceva la rădăcină. Poate! Poate că da! Poate că se întoarce! Poate că va spune, iartă-mă, Doamne! Poate, poate! Numai dacă nu îl vei dar, Doamne, da, Doamne, da, poate! Voi vedeți aici, dragoste, în concluzia asta, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, că Dumnezeu așteaptă, că Dumnezeu așteaptă și așteaptă, și așteaptă, și așteaptă, da, dacă! Ce aș mai fi putut face în mele? Și seara asta ești aici. Pentru că proprietarul n-a terminat cu tine. Și n-a terminat cu mine, frați și surori, și n-a terminat cu noi. Și bunătatea asta mă îndeamnă la ce? La ce, frați și surori? Vedeți, eu asta cred că e diferența între prorocie și vrăjitorie. Sau ghicitorie. Un om când merge la vrăjitor, e fatalist. Vrea să-i facă rău la altul? Așa se va întâmpla. Face el acolo ce face. Așa se întâmplă. Prolocia nu e așa. Prolocia spune așa. Ieremia 18 cu 7. Prolocia spune așa. Deodată zic despre un neam sau despre o împărăție. Că-l voi smulge. Că-l voi surpa. Și că-l voi nimici. Dar! Există un dar care este un element al harului. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci îmi pare rău, de rău pe care îmi pusesem de gând să îl fac. Când Domnul Iisus Hristos zice, poate va aduce rod, poate, și ce înseamnă poate? E un element al harului. Icitoria, vrăjitoria, bang, fatalist. Prorocia zice, e adevărat că meriți, dar dacă te întorci, schimba cazul. Poate va aduce rod. Poate se va întoarce la mine. În seara asta, Dumnezeu poate să schimbe macazul. Dumnezeu nu mai poate să dea anii trecuți înapoi, dar poate să schimb direcția în seara asta, să spui, Doamne. Mulțumesc că în acest poate va aduce rod. Versetul 9. Doamne, mulțumesc că acolo în element al harului. Și îți mulțumesc că m-ai așteptat. Și îți mulțumesc că vieru a murit pentru mine și vin cu păcatele mele, Doamne, și mă întorc la Tine. Și dacă ești nemântuit în seara asta să spui, Doamne, intră în inima mea, Doamne, mă pocăiesc, Doamne, curăță-mă, altoiește-mă, fă ce vrei cu mine, Doamne, îmi fac un detox spiritual și în rugăciunea asta și vreau ca marele grădinar, Iisus Hristos, să se bucure de mine, lăuda să fie Domnul. Amin? Amin. Amin. La liceul Pentecostal unde predau, am avut lecția asta la clasa 12 și după ce s-a terminat ora, a venit o fată la mine, de clasa 12 -a, și plângea. Și zice, domn profesor, eu cred că pe mine m-a tăiat Dumnezeu. Și mie mi-a dat atâtea mișla acele harului, atât fertilizant, cum a spus, și eu cred că Dumnezeu m-a lepădat, mai, mai, mai pot să fac ceva. Și m-am uitat la ea și am zis, tocmai faptul că ai lacrimi în ochi este cea mai clară dovadă că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Pentru că un om cu care Dumnezeu ar fi terminat nu l-ar mai interesa de situația lui spirituală, n-ar mai avea lacrimi, n-ar mai avea freamăt, n-ar mai avea nicio emoție. Oare, da, dacă, oare, da, dacă. Tocmai faptul că te doare, tocmai faptul că plângi, este un semn că Duhul Sfânt e în tine și te frământă. Pentru că Psalmul 27 cu o Biblia spune așa, inima îmi spune din partea ta. Caută fața mea. Și fața ta, Doamne, ce fac? O caut. Dacă în seara asta, la mesajul ăsta, ți-a tremurat inima și ai zis, Doamne, nu cumva, nu, nu, cumva sunt eu și te doare, ascultă-mă. Este cea mai clară evidență că Marele Vier n-a terminat cu tine, ci că Marele Vier luptă pentru tine și că asta este șoapta dulis în care spune, ridică-te, Domnul n-a terminat cu tine. Spuneți-mi, e bun Dumnezeu, frați și surori? Tocmai că te întreb, oare mi-am pierdut mântuirea? Oare, da, frate, nu mai știu. Tocmai faptul că îți pui întrebarea asta dovedește că nu ți-ai pierdut-o. Ipotetic vorbind, dacă ți-ai fi pierdut mântuirea, tu n-ai mai avea stările astea. Nu, nu te-ar mai durea. Dar faptul că te gândești și spui întrebări este un semn că vierul încă pune fertilizant acolo și zice, Îl mai las un an, vreau să aducă rot pentru mine. Toată săptămâna asta am cântat o cântare. Haideți să ne cămăm în picioare. Și aș vrea să cântăm refrenul acestei cântări în la major. Și să fie ca o promisiune a Lui Dumnezeu pentru noi. Și apoi să intrăm în, într-o rugăciune. Mai tare. Eu nu te voi lăsa.

Strofa 3 Când a mea cărare Se Misiunea lui Dumnezeu cu privire la viața ta și la viața mea. Că vierul nu ne-a părăsit, suntem în casa lui și încă ne vorbește. Și mesajul acesta este un fertilizant nutrient să-ți arate că Domnului pe urmele tale să-ți facă bine. Seara asta, dacă nu ți-ai dat viața lui Isus Hristos, spune, Doamne, mă predau cu totul Ție. Mulțumesc pentru Isus, mulțumesc că-mi vorbești, Doamne, vreau să aduc rod pentru Tine. Dacă ești un smokin care ești în casa lui Dumnezeu de ani de zile și vezi că n-ai adus rot pentru Dumnezeu de ani de zile, vino mărturisește boala ta spirituală, vino mărturisește buba ta înaintea lui Dumnezeu și spre Doamne, mulțumesc că sângele tău e cea mai bună substanță, cel mai bun detergent care poate să vindece și să curețe păcatele mele. A Domnului să fie toată gloria și toată Cinstea și mărirea de acum și până în veci, amin. Ne rugăm înaintea Domnului și Domnul să ne asculte și să ne vindece. Amin.